Salut. Aș vrea să fac un mic anunț. De fapt, înainte de anunț, aș vrea să spun a apărut un nou episod, episodul 11 este despre Augustin și vorbim despre problema răului. Sper să vă placă. Acum anunțul propriu-zis, m-am gândit să fac un episod ceva mai interactiv, un episod la care să puteți contribui și voi. Planul meu e în felul următor, eu anunț tema anunț materialele pe care le vom folosi și anunț un deadline iar voi îmi trimiteți părerile voastre despre acele materiale, sugestii, întrebări, poate puneți cap la cap câteva rânduri și este un mic argument, un mini eseu. Dacă aveți posibilitatea să vă înregistrați audio, nu vă fie frică, eu voi putea folosi clipurile audio ca atare în episodul respectiv. Haideți să încercăm, haideți să vedem ce iese. Care este tema? Atât Augustin, cât și mult mai târziu Gabriel Liceanu, au scris câte un text care se numește despre minciună. Planul este să citim aceste texte, să vedem ce putem învăța despre minciună, să vedem dacă suntem de acord, să le comparăm și să încheiem astfel seria despre Augustin a podcastului de filozofie. Am spus deadline-ul? Nu cred. Deadline-ul este 15 august. Mi-ar plăcea să public acest episod undeva la finalul lunii august, așa că dacă îmi trimiteți materialele voastre până pe 15 august, eu le voi putea folosi. Până să închei, cartea lui Augustin poate fi downloadată gratis de pe site-ul Humanitans. Dacă dați pe Google... O să pun și linkul în descrierea acestui episod. Puteți downloada gratis cartea lui Augustin. Ea se numește Despre minciună. Cartea lui Liceanu nu poate fi downloadată gratis de pe site-ul Humanitas, însă este o, o mică, nu costă foarte mult, cred că e în jur de 20 și ceva de lei nouă. Pe ocazii, ocazii.ro puteți găsi cartea second hand la 10-15 lei, dar Puteți contribui și doar cu o, um, un mic text sau o mică întrebare despre, um, despre, despre minciună a lui Augustin, fără nicio problemă. Ok? Haideți să vedem ce iese. Până atunci ne auzim la următorul episod al podcastului de filozofie.